Așa, ce nu înțelegi, fetiță? Deci trebuie să-ți faci o programare online și după să te duci acolo la prima consultație. Atât! Dar nu înțeleg de ce nu mai ia din prima. Ca peste tot, peste tot ia din prima. Păi ce nu înțelegi? Trebuie să-ți facă și niște analize, să-ți ia sânge, să chestii de-astea, să vadă ce organism. Mai să știi la ce aparat te bagă. Ești nebună, cum să-mi ia sânge? Eu când îmi ia sânge plâng de rup. Fetiță, calmează-te, vin eu cu tine, o să fie în regulă. Trebuie să stai și tu 15 minute la aparatul ăla și după gata. Nu mai bă, totuși ție îți trebuie un plan. Uite, o să mă gândesc la un plan. Are dreptate, chiar am nevoie de un plan. O amorțeală, ceva, gândește-te, orice m-ar salva. Zicea mie, îmi zicea că adică îmi trebuie un plan. Adică planul meu? Nu, că am eu o situație mai... Nasol rău? Mi-am luat mașina, mi-am luat casa. Aveam rate la banc. Și, pardon, și a rămas și fără nevastă, a plecat cu copiii. Am doi copii cu ea. Aoleu, iubire, ție chiar îți trebuie un plan. Bă, cu cine vorbești, mă? Două domnișoare. Ești gingă? Auzi, e una cu cur bombat și una cu țâțe mișto? De mine a zis. Da, cred. Ok. Mia și Tatiana. Mia, Tatiana. Bine. Ce faceți, mă, cu cuvelor? Cum merge? Ca dracu, cum să meargă? Am avut trei clienți toată ziua. Doi greșbeți și un prost care s-a speriat și a fugit. De tine s-a speriat. Ba, de tine a fugit. Gata. Bă, doamnele n-are voie să fumeze la salon, știi? Și atunci vine și fumează aici. Salon? Ce salon? Aoleu, mămica mea. Răducule, îți fac pentru ultima oară cadastru, da? Să ne înțelegem. Reținem. La parter e parterul. La stradă este pub-ul nostru, etajul 1 eu și masaj erotic la etajul 2. Cum îi zice, dragă? Zi. Senjoltaci. Cum? Senjoltaci. Ai taci! Ai, nu te supăra, dragă, senjoltaci!